Vă promiteam, doamnelor, domnilor, o ediție explozivă în această după-amiază. Avem documentele care arată ilegalitățile comise în aducerea lui Nicolae Popa în țară. Veți vedea cum parchetul general Laura Codruța Kövesi s-a implicat direct în aducerea directorului FNI în țară. Avem trei documente foarte importante, vi le arăt așa, le veți vedea imediat și pe ecran. În primul rând avem planul de zbor, da? Planul zborului, aeronava privată care a plecat după Nicolae Popa în Jakarta pentru a-l aduce în țară. Ulterior, pe parcursul emisiunii, vom vorbi și despre cum au fost filați cei mai importanți români, oameni de afaceri, lideri politici, jurnaliști chiar, interceptați și filați de procurori. Veți vedea cât au costat toate aceste lucruri și totodată vorbim și de cum au fost filați și interceptați avocații, pentru că procurorii vor să știe exact care sunt strategiile pe care le abordează avocații împreună cu clienții lor, lucru, aș spune eu, ilegal, pentru că până la urmă conversațiile și strategiile avocaților cu clienților sunt confidențiale. Toate interceptările puse în dosare, atenție. Vom vorbi și vom avea și un anunț important pentru dumneavoastră. Avocatul Dan Chitic alături de mine și dumnealui ne va face acest anunț. Vă mulțumesc pentru prezență. Începem așadar, doamnelor, domnilor, cu aceste trei documente devastatoare. În primul rând, planul de zbor al avionului, aeronava privată de la Tiriac Air, cea care l-a adus pe Nicolae Popa în țară. Haideți să vedem când a plecat. Când a plecat această aeronavă? Vorbim despre 20 aprilie 2011, București, ora 5:01 dimineața. Avionul pleacă în Dubai, face acolo escală și ajunge în Jakarta la ora 22. Staționează acolo, noptează piloții, echipajul de la bordul aeronavei și pleacă a doua zi dimineața înapoi spre București la ora 7:30, ora României. Staționează în Doha, face escală. Ne spunea chiar Nicolae Popa că au făcut o escală și a stat doar în avion cât au staționat. A ajuns în București undeva la miezul nopții, ora 00:30, 21-22 aprilie 2011. Domnule avocat, o aeronavă privată, da, plătită la dublu, așa, poliția română cu Sebastian Ghiță. Pleacă, se întorc. Foarte repede a fost adus Nicolae Popa. Era, să ne aducem aminte, era într-o perioadă în care succesele României se contorizau doar în cătușe. Ei au fost singurele reușite ale României în ultimii ani. Și de asta, ca și pe vremea Nicolae Ceaușescu, când se anunțau cantități record de grâu și mai știu ce și de fier, la noi singurele lucruri care puteau fi anunțate erau cătușele. Iată, am mai prins un corupt. Pentru acest lucru se făceau eforturi, nu existau limite în eforturile care se făceau. Și de asta, iată, a fost nevoie ca această întreprindere deosebită, în două zile practic să aduci un om pe baza unor reglementări de mine neștiute. Am văzut că și de către avocații domnului Popa sunt necunoscute aceste lucruri. S-au făcut cu o viteză uluitoare aceste mișcări, tocmai pentru că trebuiau aduse, mi se pare, într-o campanie electorală, erau foarte, foarte... Traian Băsescu îl dorea foarte tare pe Nicolae Popa în țară. Și cum alte lucruri și în acea perioadă nu prea puteau fi aduse la cunoștința publicului, doamne, iată, trebuia prins unul dintre cei care au cauzat starea aceasta în România. S-au făcut lucrurile foarte, foarte pe repede înainte, cu niște bani veniți, iată, din surse nebănuite. Să ne aducem aminte că avionul ăsta, sau mă rog, aducerea lui Nicolae Popa în țară, nu l-a ajutat doar pe Traian Băsescu, da? Este, să spunem așa, este planul zborului care a salvat-o și a propulsat-o până la urmă pe Laura Codruța Kövesi. Păi, stați că lucrurile sunt legate. Nu văd de ce o separați atât de evident pe Laura Codruța Kövesi și de Traian Băsescu. Da, numai că toată cariera doamnei Codruța Kövesi este legată de Băsescu.
A, că după aceea a fost legată și de cei care au urmat, în mod tacit sau nu, și mă refer aici și la Victor Ponta și la cei care au urmat la putere, aia este o altă discuție. Numai că nu putem să o scoatem pe Laura Codruța Kövesi. Deci este un tandem, îl avem pe Băsescu, cel care avea puterea discreționară în România în acel moment, și avem instrumentul acestui personaj odios, care s-a dovedit a fi cel puțin la fel de odios. Pentru că efectele mandatelor doamnei Kövesi, și iată, nu s-au terminat nici asta, deși mandatul ca și al lui Traian Băsescu s-a terminat. În legătură directă cu noi și mulțumesc pentru asta este Oana Zamfir, realizator Exces de Putere. Oana, am vorbit foarte mult la emisiunea ta despre acest caz. Vedem acum planul zborului care l-a adus pe Nicolae Popa în România. Totul s-a întâmplat foarte repede, au cerut procurorii toate documentele de la Romața, documente de la Țiriac Air, și am descoperit așa orele, da, până acum. Felicitări, Berta, în primul rând pentru piesele care să recompună acest puzzle extrem de important, pentru că el devalează fapte pentru care trebuie să se plătească, așa cum s-a plătit pentru fapte similare. Din punctul meu de vedere, sunt lucruri clare și ele sunt demonstrate inclusiv de răspunsul pe care Ministerul de Interne ni l-a dat. Felul în care a fost făcută acea procedură numai în ilegalitate, mă refer la procedura privind achiziția avionului care să-l aducă, achiziția serviciilor aeriene care să-l aducă pe Nicolae Popa în România, doar pentru că pofta doamnei a poftit, înțelegem, că a poftit o lovitură de imagine pentru a primi un nou mandat de procuror șef. Asta înseamnă bani. Bani mulți. Procedura de extradare presupunea doar să trimiți doi ofițeri escortă cu o cursă de linie. Te costau niște bilete de avion atât pentru două persoane. În cazul de față a fost închiriat un avion și încă unul foarte scump, unul capabil să facă o cursă atât de lungă. Faptul că, ne spunea Ministerul de Interne, procedura nu a fost respectată, nu poliția română a făcut această achiziție potrivit legii, ea trebuia să facă, ci Ministerul de Interne, numai că și-au dat seama că au greșit, plata o face poliția română, care plată e cunoscută dinainte de a se face oferta din partea companiilor aeriene. Se știa că 57.000 de euro trebuie să se plătească pentru această cursă. Probabil că era suma maximă pentru care se putea face o selecție de oferte și nu o licitație. Se încalcă așadar tot pașii legali, toate prevederile legale, numai că suma asta nu acoperă o cursă aeriană până la Jakarta și înapoi și cu o staționare de o noapte. Din acest punct de vedere, se conturează un răspuns deja pentru faptul că Ghiță ar putea avea dreptate și să fie plătit jumătate din serviciile necesare aducerii lui Popa în România. Și pentru că ai adus în discuție exact această factură, da, plata despre care vorbea Sebastian Ghiță că a făcut-o pentru aducerea lui Nicolae Popa, la solicitarea evident a Laurei Codruța Kövesi, și așa ne spune Sebastian Ghiță, că l-a rugat ca între prieteni, pentru că la vremea respectivă erau totuși prieteni. Avem un alt document foarte tare, zic eu, factura. Da, factura pe care a plătit-o acea firmă din Ploiești, o factură de aproximativ 265.000 de lei, care, ne spune Sebastian Ghiță, ar însemna restul de plată pentru acest zbor, restul de plată la banii plătiți deja de poliția română. Restul însemnând o factură mai mare decât cea plătită de Ministerul de Interne. Mai mare? Corect. A plătit mai mult Ghiță pentru aducerea lui Nicolae Popa și pentru a o sprijini pe... Este acum pe masa procurorilor factura asta, trebuie ei să găsească exact legătura. Vor trebui să găsească o explicație, dar să știți că acum o explicație pe care procurorii nu cred că vor putea să o găsească este faptul că, de fapt, tot statul a plătit. De ce spun asta? Pentru că firmele astea multe, care au fost în jurul domnului Ghiță, sunt firmele alea despre care se vorbește, că s-a SRI-ului. Deci, practic, au luat dintr-un buzunar și l-au mutat-o în celălalt buzunar. Să nu uităm că în România au voie să facă afaceri.
serviciile de interne, serviciile secrete. Iar și să nu uităm că domnul Ghiță, motivul pentru care e încă liber așa cum este el acum, e pentru că făcea parte din această încrengătură. Deci în momentul ar fi absolut straniu, nu? Chiar cât de bun prieten să fii totuși. Domnule, se cu, vorbește da, că stăteau pe la K2, pe la bun să prieten până să la fii să dai 60.000 de euro din banii firmei da. Tale pentru o afacere a statului. Păi nu, firma aia ta nu e chiar numai a ta. De fapt e și a statului și ți s-a spus, bă băiatule, a venit vremea. Și vă asigur că nu e vorba de o singură plată de genul acesta. Cel care deținea această firmă Oana în Ploiești, da, Conti S.A., scrie acolo cumpărător, a fost inclusiv audiat de procurorii de la Parchetul General, a recunoscut că a dat acești bani. Toți cei care au fost audiați au recunoscut și au spus că aveau informații de plata acestor bani. Unii dintre ei știau că este pentru aducerea lui Nicolae Popa, alții nu știau neapărat personajul, deci, dar știau că este un personaj foarte important. Către stat? Este treaba procurorilor să facă legătura între această factură și zborul care l-a adus în România pe Nicolae Popa. În alte cazuri, denunțul, autodenunțul au fost suficiente. Dacă domnul de la firma Conti a recunoscut că pentru asta a dat banii, deja e un element extrem de important. Dar eu pot să constat din factură că ea seamănă destul de mult cu făcătura de la Ministerul de Interne, pentru că și acolo este încheiat acel contract fără să spună clar în documente de unde a scos cineva suma de 7.000, până unde trebuie făcut acest zbor. Iată că și în factura celor de la Conti nu scrie decât servicii aeriene externe. În mod normal trebuie să fie orice factură însoțită de un contract de un devis. Probabil că procurorii au deja pe masă acest lucru care să arate ce ai plătit de 260 și ceva de mii de lei cât e acolo. Ai plătit o cursă până unde, ore de zbor, ai plătit o staționare de o noapte, ce ai plătit în costul acestei facturi? Păi haideți să vedem, foarte, foarte Oana... corect o observație, acolo nu este scris plată parțială. Deci, practic, e plătit un serviciu întreg. Nu știm ce serviciu. Atunci, servicii știți, externe aici? De aviație, generală, nu, păi, ne da, nu bun, scrie pe factură servicii, exact... Servicii externe de aviație pot fi orice, pot să fie corect. Și eu, mai știu și eu, o mentenanță la o aeronavă dintr-o aflat pe un alt aeroport, în străinătate. Nu se spune ce. Aici e o problemă, probabil și la firma Siria Care. Asta e o altă discuție. Numai că e foarte interesant, într-adevăr, ce vor spune domnii Bine, în Siria fața Care trebuie să aibă, evident, planul, da? Trebuie să știe câți kilometri au fost, trebuie să aibă toate datele astea scrise. Și trebuie să le prezinte și procurorilor. Siria Care, atunci când facturează, trebuie să spună exact ce facturează. Exact. Și în baza ce? Eu sunt convinsă, domnule Chitic, eu sunt convinsă că din acest punct de vedere compania aeriană și-a făcut treaba, pentru că nu cred că și-au furat căciula singur, probabil că în actele lor totul este acoperit și încă foarte simplu. Ministerul a plătit dusul și probabil firma lui Ghiță, mă rog, prietenă lui Ghiță, a plătit staționarea, deci diferența în plus. În cazul firmei Ghiță, staționarea de noapte și întoarcerea. Lucrurile cred că sunt, la un moment dat scrie acolo ceva de o cumulare, factură cumulată. Dar atare din perspectiva companiei, nu cred că au vrut să-și fure căciula singur și să-și facă probleme în acte. Nu acolo e buba. Buba este la statul român din toate punctele de vedere. Faptul că pentru pofta unei doamne care se laudă pe toată planeta, în toate interviurile, în toate reportajele de Elzeita, e Nefertiti, este Zina războinică, ea însăși pentru a satisface pofta încarcă toate legile posibile, ei bine, atunci și ea trebuie trasă la răspundere. Și aici am așa o suspiciune rezonabilă că secția pentru magistrat nu va tolera aceste abuzuri săvârșite de doamna Chiovești. Uite, putem să facem o comparație. Da, cât a costat o altă deplasare? Ai prezentat inclusiv tu, Ana, la exces de putere. Cât a costat deplasarea, da, președintelui României până la Bruxelles? Și avem o companie privată cu o cursă închiriată. Exact. 140.000 de lei, undeva la 31.746 de euro până la Bruxelles. Adică eu nu cred că poliția română putea să plătească până în Jakarta doar 57.000 de euro, așa cum ne-a anunțat poliția română că a plătit pentru aeronavă. E mult mai departe. Puțin mai departe.
Deci... Bun, sunt, de fapt, ca să facem comparația, de la 3 ore zborul la 17 ore zborul, în cazul Jakarta, plus o noapte, asta costă. Noaptea în total 34 de ore de zbor. 4 exact. Escale și o noapte de staționare. Bine, putem să ne gândim și la ce se vorbea la vremea respectivă, Oana, nu? Când a fost adus Nicolae Popa. În presă, pe surse cel puțin, se vorbea despre un preț pentru aducerea lui Nicolae Popa de 120.000 de euro. Asta știau jurnaliștii pe surse la vremea respectivă. Aici e un element, pentru că era foarte simplu să știi cât costă o astfel de cursă. Doi, cei care au dat informația, pentru că presa a fost avizată că Popa, doamna, trebuia să-și marcheze triumful. Presa a fost avizată că Popa ajunge, se știa cu câteva ore înainte, a plecat aeronava, ajunge, ziariștii știau că la 00:30 aterizează și așa mai departe. Și atunci cineva le-a dat din start și cât a costat această cursă. Și ce să vezi, se potrivește cu suma pe care o investigăm astăzi. Bine, documentele astea sunt acum pe masa procurorului de la parchetul general, da? Trebuie să vadă exact, să ia factură cu factură, planul de zbor și de la Romața și de la Air Țiriac și să facă legătura inclusiv cu această factură pe care am prezentat-o noi acum. Dar cred că... Nu știu, ce mi se pare mie, poate... Ar fi interesant încă un lucru pentru firma care a beneficiat de serviciile de aviație. Da. Interesant totuși de văzut, probabil că parchetul va trebui să se uite mai atent la asta. În ce fel se... Care au fost efectele plății respective în activitatea firmei? Într-o societate comercială. Nu poți să faci ce vrei cu banii. Uite, aia. Eu știu că la Contiesa vă referiți. Da. Înțeleg că este în insolvență acum. Păi, bun, asta se poate atrage răspunderea administratorului. Iată, e, nu întâmplător, este în conti. Conti în insolvență. Numai că sunt întrebări de pus și pe latură, pe altă latură decât cea civilă, în mod evident. Corect. Mai avem niște documente care cred eu că arată o ilegalitate foarte gravă în acest caz. Ministerul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, și anume Parchetul General, plătește pentru niște bilete de avion pentru escorta care l-a adus în țară pe Nicolae Popa. Avem aceste chitanțe, scrie foarte clar Ministerul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, și jos ne spune bilet avion pentru deplasare externă Indonezia. Asta este primul bilet, mai avem și un al doilea bilet plătite de Parchetul General în timpul în care doamna Chioveși era procuror general, iar cei pentru care se plătește sunt ofițerii judiciari, ofițerii de la Interpol, da? Ofițeri de poliție. De când plătește, Oana, Ministerul public deci, pentru aceste, polițiști? Poate că par lucruri mai mici, așa ca în sănătate, dar pe mine aceste dovezi pe care tu le furnizezi în momentul acesta mă fac să așa o bucurie că lucrurile acestea ies la iveală și te felicit încă o dată că faci asta pentru că este absolut fabulos. Cum adică? Un ordonator de credite plătește treaba altui ordonator de credite? Păi de ce m-a apucat Mărinimia pe Parchetul General să plătească escorta de la Interpol câtă vreme la poliția română are capitol bugetar și are bani an de an pentru aceste escorte pe care le trimite să aducă români care trebuie adus acasă. Dar de ce era singură o sumă mare? De ce făcea Parchetul General asta? Pentru că toată mizeria lor trebuia acoperită, operațiunea era secretă, iar însuși șeful poliției române de la acea dată nu trebuia să știe despre asta. De ce nu trebuia să știe șeful poliției române că este adus un condamnat celebru în România? Tocmai pentru că era adus ilegal. Liviu Popa, șeful poliției române vremea respectivă, a aflat de la televizor în dimineața în care Popa fusese deja adus. Niciun act nu este semnat de domnia sa. Era ordonatorul de credite. Toate actele trebuiau semnate de Liviu Popa. Acesta este un element, Berta, care arată că erau conștienți că încalcă legea, erau conștienți de mizeria pe care o fac, numai că doamna își permitea. Domnule avocat, poliția română se ocupă de extrădări.
așa ne-am obișnuit. Cred că este prima dată când, procurorul general sau când face parchetul, niște plăți. Nu, dar e prima oară când avem dovada. Nu știm ce s-a mai întâmplat în alte cazuri, numai că problema este că nu e prima oară când această instituție, parchetul, face abuzuri. Acesta este un abuz. Iar atâta vreme cât avem acum dovada că și-a depășit în mod clar atribuțiunile, consecințele vor trebui să fie văzute, dar nu știu dacă vom trăi suficient pentru a vedea aceste... Că eu mă aștept să o văd pe doamna Chiove și la parchet, vă spun sincer. Eu sunt mai puțin optimist, aș vrea să am puterea dumneavoastră de a fi optimist. Uite, biletele astea plătite, da, de parchetul general, să ne înțelegem, în acea escortă, nu au făcut parte doar cei doi polițiști de la Interpol. Mai erau un traducător și un medic. Medicul angajat al Serviciului Român de Informații, de asemenea... Era în familie, nu vedeți? Traducătorul era ofițer al Serviciului Român de Informații și ne-au spus asta cei doi polițiști judiciari care au fost audiați la parchet. Deci funcționau în mod regulamentar, cu ghilimele, în baza protocolelor care existau la acea dată și au existat până de curând. Eu recunosc că nu am puterea să mă mir când văd aceste lucruri. Sunt unele dintre multele abuzuri făcute. Mă mir doar faptul că au reușit să iasă asemenea documente la iveală. Cred că trebuie să avem resurse foarte multe pentru a fi uimiți mulți ani de acum încolo, când vom descoperi abuzuri mult mai grosolane decât acestea. Până la urmă, aici am avut o firmă de casă a SRI-ului care făcea niște plăți pentru parchetul doamnei Chiove și pentru regimul domnului Băsescu. Avem parchetul care face niște plăți dincolo de competențele și atribuțiunile lui, dar iarăși sunt niște lucruri care, având în vedere... Ca să facă plata asta, au și mințit că merge și un procuror acolo. Noi ne mirăm că se fac niște plăți de genul ăsta când sunt oameni încă în pușcării pe niște rechizitorii care sunt niște povești de adormit copii. Acum, de asta vă spun, eu sincer, nu am puterea să... Documentele sunt impresionante că ies la iveal. În schimb, nu am puterea să mă mir. Pentru că eu văd o dioșenie de asta. Domnule Chitic, iertați-mă. Ne scandalizăm pentru că, uitați, în urmă cu două seri la exces de putere, am prezentat cazul doamnei Angela Brânduș, condamnată în dosarul fratelui lui Vartic, procurorul de la DNA, pentru un prejudiciu. Atenție, nu omită de 35 de lei, reprezentând trei sucuri pe care niște agenți ai fiscului le-au băut într-un noapte într-un bar gol, pătrei, trebuiau să-l controleze și asta e, trebuiau să comandă un suc ca să justifice prezența acolo. Deci un abuz de serviciu de 35 de lei trimite oameni la pușcărie, în cazul doamnei Chioveși, avem omită pentru imaginea sa, nu? A luat foloase necuvenite banii de la firma Conti pentru zborul lui Popa de 60 ceva de mii de euro. A mai făcut un abuz de serviciu punând Ministerul de Interne să facă acea procedură ilegală de 57.000 de euro. Păi atunci vă întreb, nu ne mirăm, noi știm că ea a săvârșit lucruri, dar nu trebuie și ea proporțional să răspundă când pe doamna Brânduș o trimit la pușcărie pentru 35 de lei? Ba da, și ar trebui să răspundă pentru foarte multe alte lucruri, nu doar pentru acestea. Aici, în schimb, avem niște probe concrete, într-adevăr. Și este un bun început. Știm că Al Capone a fost prins nu pentru toate nenorocirile pe care le-a făcut, ci pentru o evaziune fiscală. Iată, hai să sperăm, că e începutul acestei întoarceri. Oana, mulțumesc tare mult pentru aceste comentarii, pentru că ai intrat în legătură directă cu noi.